10 merge. Suntem într-o hală mare, filmăm de o tare și toată lumea e în picioare și cred că o să fie o piesă mare. Mamă, ce tare! Eu sunt John, semizeu John, mi se mai zice. Sunt Smiley și sunt aici în direct pe UTV la videoclipul Dă o tare. Salut, sunt Alex, sunt în reloare, sunt cu Smiley în direct. La filmare. Și într-un club și e panică. O scurtă prezentare despre această colaborare, Dă o tare, cu Guess Who, Cabron și Smiley, care vă vorbește în continuare. Salut, sunt Guess Who și suntem la filmările videoclipului Dă o tare. În direct, în reloare, pe UTV. Cum au decurs filmările astea? Ce ar trebui să faceți? Același lucru de mai multe ori. Cum e să lucrezi cu Iulian? M-am obișnuit. Durează mult. Mult. Și când mai e puțin, mai e mult. Sunt foarte multe dansatoare. Filmarea de astăzi a decurs frumos, așa cum ne așteptăm de fiecare dată când lucrăm cu Iulian. Fetele vesele, care mișcă fete. Iulian Moga este domnișoara regizoare. Am tras deja câteva cadre foarte, foarte tari. Smiley în formă, Cabron în formă, Ghesu în formă, Max, cel care a produs piesa. E în formă și ele pe aici, pe undeva, nu? Nu e. Cam așa. De ce nu e John, Johan, el e John, John. Îmi dai și mie placa aia, mi-o pun în picioare, nu te pui și tu pe aia? Nu, că nu-mi pe aia. Placa mea, mi-am adus placa la, uite, mi-am adus placa. Ruginită, e veche, nu puteam să o duc pe aia nouă. Totuși. Da, totuși, pe lângă placă. Nu pui ce și mie faci? Fetele alea cu blană în spate. Măcar așa de imagine, să fiu și eu un pic mai gangster, așa mai... Îl cheamă John, a.k.a. Cheșcherei, nepotul lui Neamitică. Ai, vrei să-i găsești tu așa, să faci bum bum ță ăsta, dar îl faci bine la BPM-ul care trebuie, la un 90, îl ții? Mai la 90, bum, așa. Bum bum. Bum, îl cheamă John, a.k.a. Cheșcherei, nepotul lui Neamitică și a lui Neandrei. Are în sânge Caterinca, Palinca și cu Hamei. Tu ce mai zici? Bine, pa, aici, la Coco. La Iulian, bau. El e colegul meu de... colegul meu de fit. A făcut cea mai tare treabă. E cea mai... combinație dintre combinații. A, uite aici, pe băieți. Pe boierul și-a luat plana de urs pe el. Boierul-i boier. Boierie de-aia. Și cu DJ Wicked. Salut, salut. DJ Wicked a făcut... Iulian Moga, vorbe de suflet n-are, are numai... Dă o tare. Iulian niciodată nu-i mulțumit. Să născut nemulțumit, ce să-i fac? I'm the party application rocking just like that. Am venit aici și la filmarea acelui mai nou clip, Cabron. Dă o tare, featuring Smiley și nimeni altul decât Guess Who. Doar ce am picat, să vedem ce se filmează, din ce mi-a șoptit Laurențiu, ce arată grozav. Sunt tare curios să văd cum se întâmplă mai departe. Și în același timp să plec cât mai repede, că s-a obosit, am avut lansare. O să fie obosit o lună, scuza, asta e valabilă o lună. El e un prieten de-al meu, vechi, un prieten de vechi, la de vechi. Timpuri. Suntem vechi rău, sunt. Vechi rău. Asta e cea mai tare piesă, ai făcut-o, o așteptai de mult pe asta. Nu, no, aia a ta care urmează, aia e groasă noi, rău. Cu Tibi, cu... Are velea, nu vrei să le zici despre piesele, 1, 3, 3, despre 1. Tot. Nu, e despre tine aici. Cu 1-3-3-U, nu. Vedeți, ne-am murdărit, am dat cu mâna el și a făcut tatuajul și am dat cu mâna în tatuajul lui așa. În fine, atmosfera e călduroasă, nu mai ținem cont de răceala. Suntem răciți, un pic. Ain't no nigga like a young money, nigga. A tras refrenul, am vrut să-l ștergem la un moment dat, dar am zis că n-ar.
Ați șters refrenul? Am șters refrenul, da. Păi de ce m-ați mai chemat? Această filmare a fost cea mai tare. Nu avea cum să fie altfel, pentru că piesa se cheamă Două Tare și a fost cea mai tare filmare. Dar n-am ce să vă spun mai mult, pentru că s-a filmat pe o pânză albă, gen Răpirea din Serai, cu d-astea vechi, știți voi. Două Tare. V-am pupat. Ceau. Gata. 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 Hai, s-a terminat totul, vă mulțumim frumos că ați venit. Hai, s-a redeschis totul, bine, s-a închis totul.